Fotbaliștii de la Futsal Ceahlăul au început curajos meciul cu formația de primă ligă și au condus la un moment dat cu 2-1. Oaspeții au revenit în avantaj, însă Petrenii au egalat încă o dată la 3, dar la pauză Harghitenii au condus cu 6-3. În partea a doua, elevii lui Gabi Bucur au marcat o singură dată, în timp ce echipa din Odorhei a înscris de 4 ori, iar rezultatul final a fost 10-4 pentru Futsal Club. Golurile echipei din Piatra Neamț au fost marcate de Grigoriță, Apântei, Anicăi și Mocano. Un meci greu. S-a văzut diferența de valoare, de pregătire fizică, mai ales ei fiind de lângă tâi pe locul 2. Eu zic că ne-am descurcat onorabil. Cred că mai mult nu cred că am fi reușit să scoatem. Surpriză ne așteptam, că oricum ești destul de bun. Mare surpriză n-au fost. Au jucători foarte buni, vă dați seama, antrenorul la Naționala României. Eu zic că am făcut față cu brio. Echipa din Odorheiu Secuiesc este un club profesionist de fotbal în sală, iar jucătorii de acolo au salarii și contracte mari pentru nivelul futsalului din România. Formația este pregătită de Zoltan Iacab, care este și antrenorul echipei naționale a României și care a apreciat dăruirea formației din Piatra Neamț la partida de sâmbătă. Normal, înainte de meci, cred că toată lumea a știut că oricum e diferență mare între echipele. Noi suntem un club profesionalist și Piatra Neamțu, un club amatur, ei joacă în Liga a doua, noi suntem deja după sezonul regulat, în prima ligă am terminat pe locul 2, acum jucăm semifinala pentru să intrăm în finală, în campionat și în cupă, deja am intrat în primii 4, dar oricum Piatra Neamț a jucat bine, organizat, disciplinat, oricum, dar se vede diferență de valoare de jucător. Futsal Club Ceahlăul Piatra Neamț se pregătește pentru meciurile de baraj de rămânere în Liga a doua, care vor avea loc la finele săptămânii la Gheorgheni.